Stimați colegi, epopeia asta are rădăcini adânci. Practic, de la ultimele alegeri locale, cum s-a început totul? În câteva cuvinte. Mai întâi, după alegeri, au venit socialiștii și aruncau cu garduri aici, în ședința Consiliului Municipal. Un an de zile, practic, a fost imposibil de lucrat. Între timp, am încercat să avem o alianță. Vă amintiți? Din alianța asta, la un moment dat, au ieșit cei din PPE. Sub diferite pretexte. Alianța, într-o jumătate de an, nu a mai existat. S-a pornit o campanie antichirtoacă. Vă amintiți la ce intensitate era? Apropo, și antigrozavul. Mai observați această campanie? Acum, mai vorbește cineva despre ea? Nu. De ce? Pentru că, cum vă spuneam, am ajuns la punctul culminant. Ăsta, chestiunea de pe ordinea de zi. Ăstora le-am propus funcția de viceprimari și au refuzat-o, pentru că sunt mână în mână cu socialiștii și le dau sau vor să-i ajute să iei cheile primăriei. Dacă vreți să lingiți papucii la socialiști și prin ei Kremlinului, mergeți înainte.